Am revenit în direct și alături de mine, după cum vă anunțam și în prima parte, doamna ministru al Muncii, Simona Bucuroprescu, în premieră la final. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, bine v-am găsit. Da. O temă recurentă așa în viețile noastre și în dezbaterea publică, doamna ministru, pensiile. Pensiile, pensiile, pensiile. Mai ales că vine foarte bine că ne preocupă soarta pensionarilor, dar pare că e și singura preocupare pe care guvernele de până acum au, mai ales că vine un an electoral și știm și noi cu toții, pensionarii sunt foarte disciplinați, sunt primii la vot, fac parte din bazinul dumneavoastră electoral și al PNL-ului pe alocuri, deci e firesc să aveți o preocupare pentru pensii. Am văzut toate declarațiile pe care le-ați făcut pe unde ați fost în săptămânile acestea, pe la alte posturi de televiziune și în presă. Eu nu mai am mari curiozități așa, că am văzut crește cu punctul de inflație. Problema e de unde bani. Că dacă începem să tăiem de la investiții, cum s-a mai făcut pe vremuri, de la transporturi, să mutăm, să blocăm iar țara și dezvoltarea ei. Nu e recurentă, e prezentă. Și în viața mea și în viața dumneavoastră, fiindcă noua lege a pensiilor nu este despre pensionari, este și despre respectul pe care îl acordăm pensionarilor prin faptul că un pensionar care a ieșit la pensie pe legi diferite și care primește o pensie diferită de a altui pensionar care a ieșit pe altă lege, va ajunge într-o zonă de echitate, fiindcă la muncă și contribuții egale vom avea pensii egale. Dar întrebarea dumneavoastră, care vă spun cinstit, este o întrebare pe care o aud adesea, dar nu suficient, fiindcă vreau să fie foarte clar pentru toți românii că 1. Legea pensiilor este sustenabilă, 2. Că da, sunt bani în buget pentru a finanța cheltuiala cu pensiile, 3. Este foarte important ca pensionarii să știe că în 2024 toate pensiile vor crește, nicio pensie nu va scădea, vom avea, da, momentul T0 în ianuarie și e important să știe că în noua lege a pensiilor avem un articol care spune clar că de acum înainte, în fiecare an, în luna ianuarie, trebuie să avem majorarea pensiilor pe același mecanism pe care îl avem acum și în 263 cu rata inflației din anul anterior plus jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Dar este foarte important în aceleași măsură ca pensionarii să știe că în septembrie vom avea finalizarea procesului de recalculare și sigur punerea în plată a noilor pensii recalculate. Însă, nu o consider nici pe departe o temă recurentă și vă spun foarte exact de ce. Păi este că de pe vremea doamnei Olguța Vasilescu, tot așa, cu 40%, cu echitatea, cu, adică, sau de asta zic că e recurentă cumva, verbele astea ne înghiontesc așa odată la o perioadă. Noua lege a pensiilor este despre fiecare dintre noi și este despre fiecare asta dintre noi. La modul noi. Poetic, așa? Nu, nu, la modul foarte concret, nu la modul poetic, fiindcă nici dumneavoastră, nici eu nu cred că suntem poeți, fiindcă fiecăruia dintre noi cred că le place poezia, dar așa. Fiecare dintre noi înțelegem în același timp că suntem ființe sociale și că trebuie să avem cu ce să trăim. Și este foarte important ca și eu și dumneavoastră, când vom ajunge la pensie, să știm exact care va fi pensia noastră și să știm că vom avea o pensie decentă care să ne permită să avem o calitate cât mai bună a vieții. Și atunci, noua lege a pensiilor, în primul rând, este o lege care va permite creșterile pensiilor românilor, fiindcă am scos acel 9,4. 2. Este o lege care încurajează natalitatea și educație, fiindcă pentru mame avem, prin noua lege a pensiilor, acele recunoașteri prin faptul că perioada de creștere copil pentru mame este considerată perioada de stagiu contributiv, iar pentru fiecare copil avem o reducere a vârstei de pensionare cu 6 luni. De asemenea, pentru mame e perioada de 2 ani, de maxim 2 ani, sau care e perioada cuprinsă? Sigur, acum concediul de creștere copil este de 2 ani, atât pentru tată cât și pentru mamă. Și care fiindcă, e perioada de contributivitate considerată? Fiindcă dacă mama stă 2 ani în concediu, fiindcă este opțiunea mamei, sigur, atât mama cât și tatăl pot opta pentru concediu maternal sau paternal și pot sta în concediu maternal sau paternal până la această perioadă. Pentru copiii cu dizabilități perioada este diferită, dar important este de știut că indiferent care ar fi decizia părintelui pentru cât rămâne în creștere copil maternal sau partener care nu mai concediu de creștere copil nu este, fiindcă aveți copii? Da, sigur. Da?
Fiecare dintre noi suntem conștienți. Da, înțelegeam și dacă nu aveam copil, să știți. Fiecare dintre noi suntem conștienți de faptul că acea perioadă este foarte solicitantă. Printre deci se pune toată perioada asta? Da, se pune toată perioada. Da. Se pune toată perioada în care părintele a stat în creștere copil. Se consideră stagiu contributiv, adică se ia în calcul atât la stagiul minim de cotizare cât și la stagiul complet de cotizare. Uh-huh. Și, sigur, în cazul mamelor avem o reducere de 6 luni a vârstei de pensionare cu fiecare copil. Acesta este un lucru foarte important. Pe de altă parte, perioada în care avem perioada de studii. Pentru acea perioadă, de asemenea, avem punctele asimilate, 0,25 puncte pe an, care de asemenea vor aduce un punctaj suplimentar, ceea ce înseamnă că noua lege a pensiilor încurajează și partea de educație. Deci dumneavoastră spuneți că eu, când o să mă uit pe legea asta a pensiilor, pot să-mi fac un calcul și voi ști la pensionare. Cum? Fiecare român va putea să-și facă un calcul foarte clar, fiindcă noua formulă de calcul a pensiilor prevede totalul punctelor acumulate, care sunt redate de punctele obținute pe contributivitate, da? Punctele care se calculează datorită venitului prin care am contribuit și s-au virat contribuții de asigurări sociale, punctelor asimilate, perioada de armată, perioada de studii, perioada de șomaj, toate acestea vin cu un punctaj suplimentar și nu în ultimul rând punctele de stabilitate, fiindcă pentru a încuraja prelungirea perioadei de contributivitate, noua lege, pentru o perioadă peste 25 de ani, avem puncte suplimentare. Avem un număr de 0,5 puncte pe an pentru perioada 25-30 de ani, un număr de 0,75 de puncte pe an pentru perioada 30-35 de ani și un număr de și un punct suplimentar pe an pentru perioada peste 35 de ani. Uh-huh. Bun. Deci, în sfârșit, un soi de predictibilitate, nu mai jonglează nimeni cu sume, dosare. În opinia noastră, noua lege a pensiilor este o lege simplă și clară. Am încercat să venim cu o lege care să permită fiecăruia dintre pensionarii din România să știe exact, în funcție de cât a contribuit, de cât a muncit, care sunt drepturile pe care le are. De altfel, pe taloanele pe care pensionarii le vor primi după data de 1 septembrie, fiindcă pensiile se plătesc lună pe lună, vor avea evidențiate exact care sunt punctele contributive, necontributive și punctele de stabilitate pe care le primesc. Deci, bun, hai ca să fie foarte clar. De la 1 ianuarie crește cu 13,8, nu? Da, de la 1 ianuarie avem o creștere cu 13,8 a punctului de pensie, ceea ce înseamnă că astăzi avem un punct de pensie în valoare de 1785 de lei. De la 1 ianuarie vom avea un punct de pensie de 2032 de lei. Este foarte important de asemenea ca pensionarii să știe că și valoarea punctului de referință, fiindcă în noua formulă de calcul a pensiilor, algoritmul este reprezentat de totalul punctelor acumulate, pe care le-am explicat mai devreme, înmulțit cu valoarea punctului de referință. De la 1 ianuarie, valoarea punctului de referință este de 81 de lei. Deci o creștere de 10 lei, de la 71 de lei cât este astăzi, la 81 de lei cât va fi de la 1 ianuarie. De asemenea, este foarte important pentru pensionarii care sunt în indemnizația minimă socială să știe că pe de o parte, valoarea indemnizației minime sociale, a pensiei minime, cum îi se mai spune, de la 1 ianuarie este 1281 de lei, dar că acei pensionari care au muncit, dar se aflau otova, ca într-un sac, în indemnizația minimă socială, după recalculare, vor beneficia de pensii mai mari. Pe simulările pe care le-au făcut colegii noștri de la Casa Națională de Pensii Publice, de exemplu, un pensionar care astăzi a muncit timp de 35 de ani
pe salariu minim și are tot 1125 de lei indemnizația minimă socială, va avea o creștere de peste 87% a pensiei și va avea aproape 1900 și ceva de lei. Da? Deci o creștere semnificativă a pensiei și este foarte important ca telespectatorii dumneavoastră, cei care vă urmăresc, să știe acest lucru. Și dacă am muncit doar 20 de ani, 15 ani, că mai sunt cazuri din astea, 5 ani, 7 ani, cum îi departajați? Bun, în primul rând, pentru cei care au pensie limită de vârstă, stagiul minim de cotizare este 15 ani. Deci nu poți să beneficiezi de pensie dacă nu ai cotizat contributiv timp de 15 ani. Uh-huh. În cazul în care ți-ai pierdut capacitatea de muncă, ai avut un accident de muncă și ai o singură zi contributivă, atunci primești din bugetul asigurărilor sociale de stat banii pentru asta și diferența de la bugetul de stat, astfel încât ajungem până la congruența sumei de indemnizație minimă socială. Uh-huh. Dar sigur, fiecare pensionar este unic, după cum este fie punctajul de pensie al fiecărui pensionar. Uh-huh. Și în funcție de ce punctele de contributivitate, de stabilitate și necontributive, fiecare pensionar va avea propria pensie. Păi și, dacă spuneți că aveți o simulare de creștere, aveți și o evaluare câte astfel de cazuri vor fi? Adică cu contributivitate 35 de ani și cu atingerea lor a unui prag de aproape 2000 avem, de lei? Avem, adică să știe lumea la... Avem în acest moment avem 1.200.000 de pensionari pe pensia minimă. Cea mai mare parte a acestora vor avea parte de creșteri, iar după estimările noastre, dintre cei 4.800.000 de pensionari, peste 3 milioane în urma recalculării vor beneficia de pensii mai mari. Ceea ce este foarte important să știe pensionari este că nici o pensie nu va scădea, fiindcă noua lege a pensiilor prevede faptul că se menține cuantumul cel mai favorabil. Spunea premierul Ciolacu la Digi, am mai citat, sunt pensii care cresc și cu 40% de la 1 septembrie. Cu 40%. Câte pensii vor crește cu 40%? Bun, acum... Sper că a zis bine, domnul Ciolacu, sper că n-a greșit. De fiecare dată domnul Ciolacu zice bine, fiindcă de fiecare dată domnul Ciolacu zice bine pentru români. Așa. Cred că s-a notat la partid. Este, este al 71-lea premier al României și este cu noroc pentru România, domnul Ciolacu, așa că zice de fiecare dată de bine pentru români. Sigur, vom avea pensii care vor crește cu 40%, vom avea pensii care vor crește mai puțin, vom avea pensii care vor crește mai mult. Important este că în 2024 toate pensiile vor crește datorită faptului că avem majorarea cu 13,8% a punctului de pensie. Deci nu știm exact cât vor crește cu 40%, cu procentul ăsta maxim pe care l-a aruncat Marcel Ciolacu. Vom vedea în urma recalculării cu exactitate. Păi nu, de ce vă întreb? Că încercam și eu să înțeleg care este efortul bugetar pentru toate creșterile pentru 2024. Efortul bugetar este cunoscut. Creșterea suplimentară care se referă la recalculare, deci la impactul pe care îl avem pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, este de 10 miliarde de lei, adică de 2,5 miliarde pe lună. Lei noi. Păi și într-o țară în care vorbim, de când a venit domnul premier Ciolacu la Palatul Victoria, dă o gaură de 20 de miliarde, ne permitem aceste creșteri la modul... Sincer, doamna ministru, adică de unde luăm banii? Dumneavoastră ce ziceți? E mai bine să cumpărăm vaccinuri de 1 miliard pe care le aruncăm la coș? Sau am virat-o pe propaganda, am înțeles. Nu. Eu știți bine că nu sunt cu propaganda, ați văzut și în perioada asta că am vorbit puțin și am încercat întâi să livrez și apoi să vorbesc. Eu pe dumneavoastră vă cred, dacă îl văd pe domnul Boloș că iese și se albește la față când zice că face calcule și cum se roagă la doamne să fie bine, eu cred că doamna are altă treabă, adică decât bugetul României. De asta zic, în afară de niște rugăciuni, avem niște idei de unde ia domnul Boloș banii? Legea pensiilor este o lege sustenabilă. Este o lege nu, că am mai avut și în trecut alte legi ale pensiilor sustenabile care nu au fost sustenabile. Este cu adevărat o lege sustenabilă.
guvernul Ciolacului este un guvern responsabil. Da. Impactul suplimentar al noii legi al pensiilor este de 0,6% din PIB, iar banii pentru pensii sunt în bugetul pentru 2024. Deci dacă ne uităm împreună la bugetul pe 2024, vom constata că avem prevăzuți acești bani în buget, 135,9 miliarde, banii sunt, pensionarii pot fi siguri că în 2024 vor beneficia de creșterea pensiilor. De altfel, de când sunt la Ministerul Muncii, am obosit să văd câtă neîncredere avem unii dintre noi darul să semănăm printre români. S-a spus că în decembrie nu se vor plăti pensiile. Acum o mare parte dintre pensii au fost deja plătite. E, nu eu sau dumneavoastră, categoric nu noi doi. Nu că nici n-am auzit, adică ce să zic alarme de astea. Bun. Apoi, s-a spus că nu vom fi gata la timp cu legea pensiilor. Am fost gata pe 20 noiembrie, legea a fost adoptată, a permis renegocierea PNRR-ului. Acum, se spune că nu se va face majorarea de la 1 ianuarie, că nu sunt banii pentru asta. Sunt și banii, bugetul a fost deja aprobat în guvern, mâine deja începem procedura parlamentară. Am văzut că vă critică opoziția că vă ce spune pe de înainte cu bugetul, că nu se discută, că nu se permit amendamente. Este important ca România să aibă bugetul la timp, astfel încât, spre deosebire de alții, să nu venim cu bugetul în februarie, în martie, să venim cu el în decembrie, astfel încât România să aibă buget în 2024. În același timp, este foarte important că noi am discutat bugetul cu partenerii sociale. Am avut Consiliul Național Tripartit, condus de premierul Marcel Ciolacu săptămâna aceasta. Este foarte important să știți că, în acest moment, începând de azi, colegii noștri de la Casa Națională de Pensii au început deja tipărirea taloanelor de pensie pentru ianuarie 2024. Prin urmare, românii să se aștepte că în luna ianuarie, începând cu 4 ianuarie, ca și până acum, vor primi prin cei care primesc pensiile prin poșta română, prin factorii poștari pensiile, iar cei care primesc pe card după data de 12 ianuarie vor primi pensiile majorate și unii și ceilalți. Doamne. Suntem cu toate la timp și vreau să le mulțumesc colegilor de la Casa Națională de Pensii Publice și de la Casele Teritoriale de Pensii, fiindcă împreună facem lucrurile la timp. Dar asta spuneți că s-a plantat sămânța asta în încrederii și unii se joacă cu ea. Păi, acum, nici n-aș vrea să fiu eu avocatul celor pe care noastră îi invocați așa la modul general, dar dacă am ști și noi de unde se iau banii, dacă are și, nu știu, cineva din guvern și ne-a zice, uite, ne propunem ca pentru 2024 să creștem încasările la buget, să ceva, adică am avea și noi niște idei și n-am mai specula, sau n-ar mai specula oamenii niște răi care au ceva cu guvernarea. Domnul Cristache, dumneavoastră sunteți smart și în același timp sunteți foarte documentat. Ați văzut în clar că guvernul Ciolacu nu vine doar cu o reformă care ține de sistemul public de pensii și de ceea ce merită românii. Da? Fie că sunt acum salariați și vor fi pensionari într-o zi, fie că sunt pensionari în plată. Da. Ați văzut foarte clar că guvernul Ciolacu vine cu o reformă care ține și de partea de colectare a veniturilor și de partea de diminuarea evaziunii fiscale și că această reformă nu se face pe spatele societății românești, pe spatele românilor și nici a mediului de afaceri. Această reformă nu vine cu creșteri de taxe și impozite. Această reformă vine cu creșterea capacității statului român, cu redimensionarea statului român, de așa manieră încât să fim mai supli, mai eficienți și cu adevărat românii să simtă că au o guvernare care se simte în buzunarele fiecăruia dintre dânsii. Una dintre temele acestei guvernări, mă refer aici nu doar la PSD, ci PSD-PNL, sau PNL-PSD, că așa a început acest construct politic al acestei alianțe, cu PNL prima dată la guvernare, a fost cu rezolvarea pensiilor speciale. Atât ați rezolvat-o că nu s-a mai înțeles nimic. Eu n-am mai înțeles. Eu nu sunt în punctul în care nu mai înțeleg nimic. Deci, crești și pensiile speciale? Bun. Este foarte important ca dumneavoastră să știți că noi avem acum două jaloane închise. Este vorba de jalonul 214, reforma din sistemul public de pensii, și la jalonul 215, jalonul cu privire la pensiile de serviciu. În jalonul cu privire la pensiile de serviciu avem mai multe categorii de pensii, fiecare dintre dânsele având cumva reglementări specifice. Pensiile militarilor,
pensiilor sunt la casele dânșilor de pensii, la casele sectoriale. Avem și 6 categorii de pensii care sunt la Casa Națională de Pensii Publice. Ei bine, la acestea nu va fi majorată decât partea contributivă, nu și partea necontributivă, și este foarte important ca românii să știe, cel puțin în ceea ce privește pensiile magistraților, că acesta a fost subiectul cel mai des disputat de societatea românească, că acestea nu vor mai putea fi, odată cu noua lege, mai mari decât venituri, ultimul venit în plată, că se vor lua în calcul ultimele 48 de venituri și că în același timp am venit cu o impozitare suplimentară a acestora, așa, cu praguri de impozitare suplimentară, astfel încât și aici să ne apropiem cât mai mult de contributivitate. Da. Da, în continuare, sistemul permite anomalii de tipul că vorbeați de ultimile 48 de cumuluri, de bonificații, de toată lumea și împinge de la stat în ultimile luni, tot felul de sporuri, ca să iasă mare gogoașa, din care să se raporteze mai apoi pensia finală, forma finală. Tare mult îmi place de dumneavoastră. Aoleu, să știți după aceea trebuie să ne împrietenim și nu mai pot să vă întreb chestii nasoale. Puteți să mă întrebați orice, că de asta... Lăsați cu lauda, ziceți. Puteți să mă întrebați orice, că de asta... Vă întreb. Eu tot n-am înțeles de unde luați bani, dar o să vă întreb până la final. Puteți să mă întrebați până la final. Da, banii sunt din bugetul asigurărilor sociale din stat, de stat și la bugetul de stat, și depinde de prioritățile pe care guvernul le are. Noua lege a pensiilor este o formă de respect pentru români. Prin urmare, este important ca și pentru aceștia, și pentru pensionari, să găsim bani, iar guvernul Ciolacu a găsit. Este o chestiune de priorități. Da. Dar, cu privire la noua lege a salarizării, am finalizat partea de dialog social și ne vom apuca de treabă, astfel încât situații ca cele pe care le menționați dumneavoastră să nu se mai repete. Cum? Uh-huh. Printr-o lege corectă, în care să învățăm din aplicarea legii 153 pe 2017, care la rândul său a fost o lege bună, dar care, prin modificări pe cale parlamentară, prin modificări pe cale administrativă sau prin modificări pe cale judecătorească, am ajuns într-o situație în care să vedem discrepanțe foarte mari în interiorul sistemului bugetar cu privire la aplicarea ei. Și atunci, acum, ne ocupăm și de această lege de așa manieră încât și în interiorul sistemului de salarizare publică să avem cu adevărat o lege unitară, o lege în care, fie că vorbim de ierarhizarea pe verticală cu coeficienții de compresie, fie că vorbim de interiorul familiilor ocupaționale, de modul cum sunt așezați coeficienții în interiorul familiilor, cu adevărat să avem o ierarhizare care ține de complexitatea muncii și de importanța socială a acesteia. Bineînțeles că am discutat cu fiecare familie ocupațională deja, am finalizat dialogul social cu aceștia, după care vom trece la reașezarea coeficienților pentru fiecare. Este următoarea etapă pe care ne dorim să fim gata cât mai curând posibil, de așa manieră încât și noua lege a salarizării avem un decalaj cu privire la... Că nu pare prea popular așa, eu cred că o împingeți după alegeri. Bun. Din perspectiva Ministerului Muncii, încercăm să facem lucrurile bine și la timp. Noua lege nu va mai permite sporuri mai mari de 20% pe fiecare ordonator de credite. Noua lege va veni cu grilă unică de salarizare, inclusiv pentru administrația publică locală. Noua lege va veni cu o noutate care mie îmi place foarte mult și pe care să știți că inclusiv cei din administrația publică centrală și administrația publică locală, ordonatorii de credite, o cer, și anume faptul că venim cu o parte fixă și o parte variabilă, astfel încât să legăm prin indicatori de performanță performanța funcționarului de venitul pe care îl primește. Cu alte cuvinte, așa, dacă ești la stat, nu este suficient să intri în sistem, să intri în acvariu, să fii pe principiul timpul trece, leafa merge, pentru a avea un venit mai bun. Trebuie să fii
și eficient. Adică, nu, adică stați puțin, anulați sporul de vechime? Bun. Că se cam bate cap în cap cu ce ziceți. Sporul de vechime... Că unii poate să doarmă pe scaun, că oricum vin gradele sporul, pe vârstă. Sporul de vechime este un spor care se va menține cu siguranță și nu, deci nu alegea a salarizării. Toate sporurile vor fi reanalizate, dar vom veni și cu o componentă care ține de partea de performanță. Da. Am găsit un spor foarte drăguț, poate l-au colegii. A făcut mare senzație în presă acum câteva luni, colegii. Da. Spor de hemoroizi, la Neamț, cred că era. Da, Consiliul Județean Neamț. Că stau pe scaun. Da, este sinistru. Recunosc că pentru adică mine... Și ar trebui să dedea și nouă la institut. Că și noi, și eu fac emisiunea pe scaun, asta s-a pe scaun... Trebuie în toți sporuri de domnul de la cameră stă pe scaun. Ce e asta? Ce sunt anomaliile astea, doamne? Le analizați cu seriozitate? Da, este... Știați de asta? Nu, nu știam. Recunosc că, recunosc că nu e o glumă, să știți. Chiar e este... că... Da. Dacă este o glumă, e o glumă proască. Nu, dacă nu facem noi glume proaste. Noi facem glume bune, dacă în general, nu să e știți. O glumă, este cu atât... Eu cel puțin. Este cu atât nu, uitați, mai e din 6-7, cât e august. Dar ceea ce... Pot să vă spun sigur, este că noua lege a salarizării nu va mai permite în niciun caz astfel de anomalii. Eu v-am dat doar un exemplu. Mai e și sporul solitar și alte... Asta chiar a fost o glumă. Mai sunt multe alte sporuri, adică le analizați, le evaluați, le tăiați, le cum faceți? Bun, aici în primul rând trebuie să știți că nu avem decât un singur obiectiv. Acela de a aduce echitate în ceea ce privește salarizarea și de a nu mai permite în aplicarea legii astfel de anomalii, fiindcă așa ceva este evident că nu are ce să caute în sistemul public de salarizare din astfel România. Astfel de anomalii există, doamna, pentru că legea este cumva flexibilă și ei prin un vot de consiliu reușesc să-și adauge la... Am spus mai devreme corect. În aplicarea ei au existat trei căi. Aceasta este calea administrativă, da. Prin care legea s-a aplicat diferit față de sensul pe care i l-a dat legiuitorul. Păi... Și este evident că aceste anomalii le inventariem de așa manieră încât să venim cu centura de siguranță necesară ca ele să nu mai poată avea loc. Ca să fie credibil efortul dumneavoastră, uite, fac și o recomandare, dați-ne toată lista cu ce găsiți când faceți această evaluare și puneți-o la dispoziția presei. Ar fi interesant de parcurs. Eu cred că au apărut mare parte în presă. Să știți că tot acest proces este transparent și considerăm că pentru a avea încredere în acest proces, este foarte important ca românii să știe exact ce facem noi, astfel încât să fie o reformă acceptată de societatea. Nu, adică astfel încât să fie chiar o reformă, că altfel e așa, o demagogie. Am văzut că insistați cu sporul de performanță. Păi, de principiu, uite, în privat, eu care am lucrat toată viața la privat, chiar și când am fost la TVR, eram din surse de publicitate plătit, în sensul ăsta, adică de performanță. Deci doar pe bază de performanță am funcționat. Eu nu înțeleg cum pot să-i oferi unui funcționar public opțiunea de a nu fi performant, că mi se pare că asta induce ideea. Adică tu e ok să fii mediocru, noi te plătim în continuare, dar Gigel, colegul tău de bancă, va avea un spor de performanță. Adică n-ar trebui să fie și o cale inversă de pedepsirea celui care nu performează în condițiile în care premiați performanța? Bun, este foarte important ca și în sistemul public ceea ce produci, ceea ce faci, ceea ce aduci, ceea ce e valoare adăugată, să se vadă și în modul în care ești remunerat. Fiindcă nu este suficient să intri în sistem, să acumulezi vechime și datorită vechimii să ajungi de la debutant la consilier superior gradația 5 și apoi
să ne uităm în legea salarizării, să vedem care este anexa la care ne încadrăm, care este coeficientul și în funcție de asta să fie suficient că ești angajat la stat. Este evident că această lege a salarizării trebuie să fie un organism viu, care reușește să aducă cât mai aproape nevoia de servicii publice de calitate pe care fiecare dintre noi simțim, nevoia de a-l motiva pe cel care este eficient și nevoia de a veni cu sancțiune pentru cel care este ineficient. Deci vin și sancțiuni la pachet, este, nu? Este foarte important acest lucru. Lucrăm. Deci vin și sancțiuni? Lucrăm la lege. Adică e lucrăm, și o față... Lucrăm la lege, da. Dar sigur că mecanismele pe care această lege le va prevedea, trebuie să ia în calcul și asta. Mai și ales că, mai ales că mulți dintre angajatorii în sistemul public adeseori se plâng despre faptul că de foarte multe ori comisiile de disciplină sau alte organisme independente pe care le avem în administrație pentru a verifica disciplinar conduita unui funcționar public, da, nu răspund întru totul nevoii de a păstra o conduită corectă. Da. Și atunci noi trebuie să ne aplicăm acum cu multă atenție, să reflectăm exact la ceea ce se întâmplă la firul ierbii în fiecare domeniu, fiindcă să știți că fiecare domeniu de aplicare a legii salarizării unitare are specificul său. Și aici va trebui să cântărim cu multă atenție, inclusiv în ceea ce privește partea de performanță, de gestionarea carierei, fiindcă despre asta discutați dumneavoastră, cum ne imaginăm cariera în sectorul public. Este foarte important. Cum vedem noi această carieră? Cum reușim să-i motivăm pe cei buni și cumva să reușim și cu cei care nu sunt la fel de buni să avem și pentru aceștia impunerea unei conduite? Cum reușim, inclusiv partea de sporul, că dumneavoastră spuneți acum, bun, avem un spor de hemoroizi, dar da, ce se întâmplă cu cei care sunt tot în zona publică, dar, nu știu, sunt medici de anestezie, terapie intensivă, UPU și alte hematomopatologi care au sporuri mai mari și cum reușim să ne integrăm în aceste condiții pe care PNRR-ul ni le pune. Toate acestea trebuie să fie analizate cu atenție și puse într-o matrice care să ne ducă și pentru legea salarizării într-o zonă de echitate. Da, asta voiam să zic. Cine face evaluarea pentru sporurile de performanță? Că dacă se face iar o comisie și din nou nepotismul favorizează pe Xuleasca sau pe Xulescu, n-am făcut nimic. Avem o echipă. Cum înțeleg, se întâmplă zilele astea la Tarom. Își dau sporuri între ei acolo. Atât la nivelul ministerului, da, la Direcția de Politici Salariale, dar și lucrăm cu Banca Mondială, care și pe acest jalon asigură consultanța și care, pe de o parte, atât pentru funcții specifice, cât și pentru funcții generale, au făcut deja în baza unei metodologii o evaluare a funcțiilor din sistemul public din România și am finalizat etapa de dialog social, după care ne apucăm acum de reașezarea coeficienților în interiorul familiilor ocupaționale. Și mai e o problemă și statutul funcționarului public în România. Pare așa o categorie, o castă privilegiată. Vrei să dai pe... Uite, premierul Marcel Ciolacu a fost acolo cu 4 săptămâni, cred că a stat pe scaunul pe care... Cred că era alt scaun, dar nu contează. Pe acolo a stat în locul de noastră. Și zicea, domnule, doi funcționari la ANAF care blochează reforma ANAF. Și în mod firesc l-am întrebat, bun, și nu puteți să-i dați afară, să-i mutați, să-i determinați să muncească? A ridicat din numere, adică e clar că e o problemă, nu, cu niște funcționari care se cred, cred că în urma concursului câștigat sunt pe viața acolo și indiferent ce guvern vine, ei vor supraviețui și viața merge mai departe și ei își văd de drum. Adică trebuie lucrat și la statutul lor. Domnul Cristache, este foarte important ca fiecare dintre noi, indiferent dacă suntem pe funcție publică, pe funcție contractuală sau pe funcție de demnitate publică, să știm că procesul este reversibil în cazul în care nu ne facem treaba. Eu,
Dacă nu-mi fac treaba, da, voi fi demisă. Eu, dacă nu-mi voi fac treaba, fiindcă sunt și deputat ales, nu voi mai fi aleasă, fiindcă dau... sunteți pe listă, nu vot nominal. Să știți că am candidat și uninominal. În primul meu mandat am fost aleasă uninominal. Și să știți că, indiferent dacă am fost aleasă pe listă, sau am fost aleasă uninominal, așa cum am fost aleasă în primul mandat, să știți că am simțit în permanență responsabilitatea votului și a faptului că eu nu am fost aleasă întâmplător, că sunt oameni care și-au delegat puterea lor de decizie pe perioada mandatului lor către mine și că sunt responsabilă față de ei și că eu aici nu sunt pentru a ocupa o funcție. Eu aici sunt pentru a fi în slujba dânșilor și pentru a face lucruri pentru Unii țară. Unii funcționari gândesc în sensul invers decât lucrurile exprimate de dumneavoastră. Tocmai ăsta este controlul cetățenilor asupra funcționarilor. Controlul acestora se realizează prin oamenii politici care ajung în funcție de demnitate publică. Și oamenii politici, uite, vi l-am dat exemplu pe Marcel Ciolacu, vine și se vaită că nu poate. Premierul Marcel Ciolacu poate, nu se vaică. Marcel Ciolacu și guvernul Ciolacu și poate și face, fiindcă suntem partea acestei reforme, suntem într-un plin proces de reformă și vedeți că calendarul de reformă a fost totuși amânat pentru după europarlamentare. A ieșit azi termenul ordonanței care... Bun, fiecare dintre noi, dintre cei care reprezentăm administrația publică centrală acum, fiecare dintre noi suntem parte a reformei și ne-am asumat niște termene și să știți că vom face toate acestea la timp. Deci modificați și statutul funcționarilor astea, ca să înțeleg. Este parte a reformei. Deci este parte a reformei. Este parte a reformei. În momentul ăsta, sigur, ne ocupăm de legea salarizării. Da? Dar legea salarizării, sigur, se referă atât la cei care sunt, legea salarizării în sistemul public, referă atât la cei care sunt personal pe funcție publică, funcționari publici, dar și la cei care sunt personal contractual. Ați făcut o declarație destul de controversată, că a fost preluată peste tot și a fost tratată în cheia debordant de sinceră, doamna ministru de la muncă, când a vorbit de calitatea vieții în România și de creșterea vârstei de pensionare și a zis că nu suntem în pericol să crească vârsta de pensionare, că nu suntem în pericol să crească calitatea vieții. Ce ați vrut să spuneți cu acea declarație, de fapt? Sunt foarte cinstită cu dumneavoastră și cu telespectatorii noștri ca de fiecare dată. Am vrut să spun că prin noua lege a pensiilor am venit cu un mecanism care să le ofere românilor garanția că vârsta de pensionare nu va crește arbitrar, ad hoc. Fiindcă știți că erau unii care tatonau ideea de a crește vârsta de pensionare până la 70 de ani. Și în noua lege a pensiilor am spus explicit că vârsta de pensionare va crește doar dacă va crește în mod semnificativ speranța de viață. Acum, să știți că eu îmi doresc să crească speranța de viață. Eu n-am înțeles în sensul că mi se părea un paradox, pentru că dumneavoastră ziceți creștem pensiile ca să creștem calitatea vieții. Drept urmare, principala consecință e creșterea calității vieții, dar după nu e niciun pericol. Deci creșterile sunt cumva anulate. În primul rând, articolul acela... În primul rând, nu e niciun dezacord logic. Și dacă ne uităm împreună pe date și știți că am spus adevărul. Știți asta. În primul rând, acel articol se aplică din 2035. Da? În al doilea rând, este foarte important să ne uităm împreună pe date și să vedem că de fiecare dată când PSD-ul a fost la guvernare, România a fost pe plus, adică pe creștere economică, adică România a avut viață. Da? Fiindcă de fiecare dată când reușești să aduci creștere economică, înseamnă că reușești să aduci românilor și o viață mai bună. Da. Acel articol este o garanție că vârsta de pensionare în România nu va crește arbitrar, ad hoc, ci este corelată cu speranța de viață. Și cu dorința de a rămâne în câmpul muncii până la 70 de ani? Este o opțiune, nu o obligație. Am înțeles. În ceea ce privește vârsta de pensionare pentru bărbați, aceasta rămâne la 65 de ani ca și până acum. În ceea ce privește vârsta de pensionare pentru femei, aceasta este 62 de ani și o lună acum. Eșalonat va ajunge la 63 de ani până în 2030 și la 65 de ani până la 2035, dar în noua lege a pensiilor, pentru a nu pedepsi femeile, venim
cu două elemente care echilibrează politica publică și pune în balanță cele două elemente, și anume faptul că perioada de creștere copil, am spus și mai devreme, concediu maternal, este stagiul contributiv, uh-huh. Și a doua, pentru fiecare copil născut și crescut până la vârsta de 16 ani, avem o reducere a vârstei de pensionare cu 6 luni. Cu alte cuvinte, ai un copil, ești cu 6 luni mai devreme la pensie. Ai 2 copii, ești cu un an mai devreme la pensie. Ai 3 copii cu un an jumătate până la 7 copii, pentru care vei beneficia de o reducere a vârstei de pensionare cu 3 ani și 6 luni. Acum, dacă faci 7 copii, când să te mai duci la muncă? Bun. Știți, da. Eu mi-aș dori să avem cât mai multe familii de români care au 7 copii. Crește și vă mulți și stăpâniți pământul. Da. Din păcate, România are o problemă în ceea ce privește sporul natural, în ceea ce privește democrația și în ceea ce privește în ceea ce privește natalitatea. Am și niște cifre aici. Și mi-aș dori vă rog. Dacă Institutul Național de Statistică, scădere drastică până în 2070, undeva la 13,2 milioane din 19 cât suntem acum. Le Monde, România se scufundă într-un declin demografic îngrijorător, țara nu reușește să oprească emigrația masivă care îi afectează economia. Asta cuplat cu ce vă spuneam, cu populația Europei care e într-un continuu declin demografic, da, și se pune problema pensiilor și așa mai departe. Dar în România lucrurile sunt cu atât mai complicate cu cât, evident, avem și migrația de după 90, forță de muncă calificată care a plecat în afară, am ajuns să importăm forță de muncă din Asia și din alte zone. Chiar așa, închidem anul 2023 curând, câți muncitori străini au venit în România? Da, în momentul ăsta, știți că avem un contingent dimensionat la 100.000 de lucrători și pentru anul viitor tot 100.000 de lucrători este contingentul pe care îl propunem. În momentul ăsta avem aproximativ 97.000 de lucrători străini în România. Deci suntem aproape de contingent. Dar, eu cred că cea mai importantă politică publică din România trebuie să fie cea legată de demografie și de provocările demografice pe care le avem. Și cred că aici, pe de o parte, suntem obligați să venim cu măsuri active pentru natalitate, pe de altă parte, suntem obligați să venim cu măsuri active de așa manieră încât cei care au plecat să se întoarcă acasă. Fiindcă să știți că eu am văzut, și sunt sigură că și dumneavoastră ați văzut, unul dintre studiile Academiei Române pe acest subiect, care arată că această scădere a populației în România are două influențe. Pe de o parte, cam 20% reprezintă scăderea românilor care se nasc, pe de altă parte este influențată de migrație, de faptul că avem românii în străinătate. Eu mi-aș dori ca cei care au plecat să se întoarcă nu acasă se mai face și nimeni, cred... Vă spun. Erați mai, cred că la primul mandat pe atunci și când s-a făcut guvernul PSD-ALDE. Și ALDE pe atunci, foștii noastre colegi de guvernare și de alianță, propuneau un minister al repatrierii în programul lor de guvernare. Și după ce au ajuns la guvernare împreună cu dumneavoastră, l-am întrebat la momentul respectiv pe Călin Popescu-Tăricianu, copreședinte, într-o discuție informală. Acum pot să zic că oricum s-a prescris ca idee. Mi-a zis, domnule, am renunțat la idee pentru că oricum nu se mai întoarce nimeni. Domnul Cristache, permiteți-mi să nu fiu de acord. Vă rog să-mi permiteți să nu fiu de acord cu dumneavoastră. Aici cred că sunt două elemente de care depinde revenirea alor noștri acasă. Bine, cum îi aduceți acasă atunci? Bun. Unul dintre ele se referă la încrederea pe care reușim să o transmitem și cel de-al doilea, la cât de interesantă este piața muncii din România. Fiindcă dacă un român care acum lucrează în străinătate va găsi că piața muncii din România este atractivă și poate oferi venituri bune, se regăsește acasă în societatea românească, să știți că acesta va doamna veni. Cu tot respect, contrareplica mea este că 2 milioane de români lucrează astăzi, când noi doi vorbim,
pe salariu minim pe economie. Ce ofertă este, atractivă? Este foarte adevărat. Este foarte adevărat. Care ofertă atractivă? Este foarte adevărat și să știți că și aici trebuie să vedem de ce. Fiindcă este îngrijorătoare această cifră. Și chiar săptămâna aceasta, vineri, m-am întâlnit pe acest subiect atât cu patronatele cât și cu sindicatele. Să vedem care este structura acestor 2 milioane de români. Să vedem ce naiba facem astfel încât să le creștem acestora competențele și abilitățile, astfel încât să le creștem productivitatea, astfel încât angajatorii să fie primii interesați să-i plătească mai bine. Da, și... da, am înțeles. Nu că nu vreau să vă blochez raționamentul, dar acum, la modul serios, o doamnă care stă și coase într-o fabrică de textile, ce competențe să-i mai crește? Ce să facă? Să-și ia 4 ore de contabilitate după? Adică... bun, fiecare loc ăla de... e fie... job-ul. Fiecare loc de muncă. Fiecare loc de muncă are specificul său. Păi asta vă zic. Dar chiar și pentru doamna care coase, dacă angajatorul său pe ansamblu devine mai rentabil, este evident că este interesat să-i ofere acesteia o remunerație mai bună. Este evident că aici depinde și de noi și să știți că noi discutăm foarte mult de pensii și salarii și discutăm foarte puțin de piața muncii. Păi da. De impozitarea veniturilor, de politicile de ocupare pe care le avem. Să știți că prima dintre prioritățile Ministerului Muncii și Solidarității Sociale este să facă mai mult pentru zona de ocupare, fiindcă pentru a putea avea pensii și salarii mai bune, este obligatoriu să avem de unde să redistribuim. Iar dacă acum niște ani principala problemă a angajatorilor o reprezenta fiscalitatea, astăzi, cu oricare dintre angajatori am discutat, de la un angajator mic la un angajator de top management, răspunsul la care este cea mai mare dificultate pe care o au este lipsa forței de muncă calificate. Chiar și așa, vă dați seama că în condițiile astea ei își permit să plătească pe doamna care coase cu salariul minim pe economie. Că nu deja iau cu exemplu că sunt în fabrici în România care... Dar România nu trebuie să fie, care doar asta fac. Nu trebuie să fie o țară de lung. România trebuie să fie o țară adaptată meserilor viitorului, tranziției la verde, competențelor digitale. Este evident că trebuie să le îmbunătățim abilitățile și competențele românilor de așa manieră încât fiecare dintre dânșii să simtă că sunt buni pe meseria dânșilor și atunci că pot să dea ceva înapoi societății românești. Da, dar eu revin la exemplul meu cu doamna care stă și coase toată ziua, de multe ori în condiții destul de dubitative. Dumneavoastră, statul îi luați 45% din ce produce domnia sa și rămâne astfel cu o formulă totuși aici, destul de dificilă. Aici știți bine că și, nu eu și, da. Și premierul Marcel Ciolacu a anunțat deja că și în ceea ce privește impozitarea muncii... A zis că e o prioritate când veniți la guvernare, după care s-a pierdut prioritatea pe drum. Nu pierde niciodată prioritățile, de fiecare dată le face la timp. Și mai e ceva, dumneavoastră vorbiți de angajator care plătește cum plătește. Și colegii liberali ar spune, păi da, dar vedeți că vreți să împovărați cu noi taxe și impozite, de unde să le mai dea și angajaților? De unde să le mai dea? Este foarte important să venim cu politici publice care să ajute atât angajații cât și angajatorii să crească. Fiindcă dacă mediul de afaceri crește sănătos, este evident că vom avea și de unde să creștem. Asistența socială, sănătatea, educația, ceea ce România are nevoie. Și ultima chestiune, că suntem deja de aproape de final, cu problema locurilor de muncă pentru tineri. O problemă europeană, o problemă și românească, reflectată în discursurile politicienilor cu diferite ocazii, inclusiv pe agenda președintelui era cândva această preocupare, dar acum apare din ce în ce mai rar și vorbește din ce în ce mai puțin pe temă. Aveați cândva niște facilități pentru angajatori, pentru tineri, pe grupe de vârstă? Mai există ceva programat? Le avem încă, dar consider că nu este suficient. Fiindcă, din păcate, atât în ceea ce privește tinerii niți, cât și alte categorii, din păcate, încă suntem undeva într-o zonă extrem de precară. Și este evident că trebuie să facem mai mult.
atât angajatorul cât și, știți, acum, pentru un angajator care angajează un tânăr pe care îl ține minim 18 luni, avem 2250 de lei pe care statul oferă pentru asta, dar eu consider că nu este suficient. Vineri v-am spus, m-am văzut cu atât cu reprezentanții patronatelor cât și cu reprezentanții sindicatelor, fiindcă îmi doresc să scriem proiecte mai bune pentru exercițiul de promovare, programare 2021-2027, astfel încât pe partea de ocupare să venim cu lucruri concrete. Și aceste lucruri le văd și în zona de meșteșuguri, fiindcă vă spun, uitați, eu vin din județul Argeș și în județul Argeș aveam 1400 de lucrătoare la Marama Mușceleană. Aveam lucrătoare la Muncitoarea Topoloveni și acele lucrătoare aduceau și faimă și bunăstare pentru comunitățile lor. Acum, din păcate, sunt din ce în ce mai puține. Este evident că cele care sunt încă în viață trebuie puse în valoare, să transmită meșteșugul mai departe și de aici atât comunitățile cât și persoanele respective pot să obțină venituri corecte și putem să aducem în continuare și faimă și bunăstare. Apoi, dacă eu acum rămân fără un toc, da, va fi foarte greu să găsesc un cizmar care să îmi repare acel toc. Este evident că în România... Știu eu pe cineva la obor, aveți nevoie, vă trimit. În România, din păcate, dacă cândva se spunea că meseria este brățară de aur, astăzi, din păcate, avem din ce în ce mai puțin meseria și aici trebuie să facem lucruri. Apoi, avem români captivi în sărăcie. Am fost săptămâna trecută în județul Ialomița. Pentru venitul minim de incluziune, o altă măsură pe care o vom implementa de la 1 ianuarie. Și am întâlnit o mamă de 37 de ani care mi-a spus că a rămas acasă din cauza că e un lucru bun că și-a crescut fetițele, dar e un lucru rău că are 37 de ani și până acum nu a avut un loc de muncă. Și-a crescut cele 4 fetițe și am zis, bun, aici ar trebui să venim cu programe care să aducă cererea și oferta împreună, fiindcă noi, statul român, avem nevoie de persoane atât pentru în zona de asistență socială, atât pentru îngrijirile la domiciliu, cât și pentru căminele pentru persoanele vârstnice, dizabilități și așa mai departe. Și mi-a spus, știți, dar legislația nu-mi permite că nu am decât 8 clase. Este evident că o persoană care are 8 clase, dar care poate beneficia de un tip de formare adecvată, poate să fie un bun îngrijitor la domiciliu a unei persoane vârstnice cu, sigur, pregătirea necesară. Și atunci, opinia mea este că trebuie să ne adaptăm mai bine politicile de așa manieră încât să înțelegem cu adevărat ce se întâmplă în fibra societății românești și să dăm românilor sens prin ceea ce reușesc să obțină prin munca lor. Da, apropo, suntem deja pe depășire, să mai găsesc cu colegii un minut, două, vă rog, pentru că ați ridicat dumneavoastră tema. Cu azilele, ce se mai aude? Cu controlele, cu rapoartele? Bun. Aici sunt două aspecte. A fost o emoție și s-a pierdut după aia. Bun. Și decizia politică pare să că s-a dus sub aspectul profunzimii reformei. Să știți că noi am venit cu un pachet legislativ de reformă a asistenței sociale. Acesta este la Senat acum în procedură de urgență. Da. Prevede proceduri noi pentru acreditare și licențiere, astfel încât niciun furnizor de servicii sociale nu va mai putea să obțină asta fără vizită în teren a colegilor noștri de la Inspecția Socială. Deci acreditarea și licențierea nu se vor mai face doar trimițând cumulativ niște documente, trebuie să existe în fapt demonstrată acea calitate a serviciilor pe care dânșii o oferă. Doi, vom veni cu un registru unic atât pentru furnizorii de servicii sociale, cât și pentru beneficiarii de servicii sociale, fiindcă, din păcate, sistemul de asistență socială este fragmentat în România acum și am observat, inclusiv n-am prins decât o etapă din etapa Mureș, da? Și am observat că mi-era foarte greu să iau date, fiindcă datele erau la instituții diferite pentru a avea trasabilitatea cu privire la beneficiari situația lor. Venim cu un element nou de mysterious client în acest proces și, sigur, cu creșterea standardelor de calitate. Ce să face clientul ăsta misterios? Se duce, să știți, se internează? Nu, colegii noștri de la colegii noștri inspectori sociali, fiindcă și aici vom veni atât cu
o creștere a rolului pe care inspectorul social îl are, de la formarea, instrumentele pe care le are acesta, numărul acestora, fiindcă să știți că se spune că suntem mulți în sistemul public, dar avem doar 317 colegi la inspecția socială, cuprinzând atât aparatul central cât și partea de deconcentrată. Dacă în 2007, când s-a înființat inspecția socială, scurt, aveam 300, acum avem 317. Deci, cum nu mi-ați explicat ce face? Vă explic foarte. Un coleg de-al nostru de la Satul Mare, așa cum și colegii de la Inspecția Muncii pot să meargă de la Satul Mare la Constanța, de exemplu, în perioada estivală, un coleg de la Satul Mare va putea să meargă în control la Constanța să nu își decline identitatea și să vadă exact din interior cum sunt tratate persoanele vulnerabile. Am înțeles, ca să ocoliți cumva cârdășia locale, da, bisericuțele și... Exact, da. Cârdășia. Bun, vă mulțumesc, doamna ministru, mai erau câteva chestiuni, dar le lăsăm pentru data viitoare. Dacă mă mai invitați, m-aș simți onorată. Acum, dacă mai veniți, vă mai chemăm. Dacă nu mai veniți, nu vă mai chemăm. Vă mulțumesc pentru explicații și pentru toate aceste date. Sper să vă iasă. De când suntem amenințați cu reforma pensiilor, legea salarizării, s-a schimbat guvernul, s-au schimbat și abordările. Poate că de data asta iese. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. S-a mai terminat o emisiune. Vă aștept și săptămâna viitoare la final. Toate bune! Thank you.